Grupele de fotbal de la Sporchis Drobeta reușesc să impresioneze prin țară. Severinenii pregătiți de Cornel Mihart și Dan Harcău de la generația 2007 a cucerit prima ediție a Cupei Țării Hațegului după 4 victorii și un egal. Sporchis Drobeta a dat și golgheterul turneului după ce Dalion Munteanu a înscris de 6 ori în cele 5 meciuri disputate. Am mergeat cu generația 2007, o grupă bună, aveam speranțenia câștigați în locul 2 pe la Reșița, un loc 4, iar la fel o altă competiție. S-a venit și rândul lor, ne-am bucurat destul de mult, așa, pentru că sunt câțiva copii talentați. Un turneu de 8 echipe la Hațeg, un turneu cu echipe bune, aici mă refer la echipa din Lupeni, care a și câștigat zona la ei în Hunedoara, echipe din 4 județe, un turneu bun. A câștigat primul loc, a câștigat în finală cu echipa Mondoreșița, este implicat și Dorin Munteanu. Am dat și gorghetele ediții Munteanu-Dalian, jucătorul nostru la 2007-2006 reușite și în premieră antrenorul turneului, Dan Harcău, antrenorul nostru. Altă grupă, altă competiție. Copiii generației 2005, pregătiți de Cristi Țigănele, au lăsat o impresie bună la cel mai important turneu internațional din sud-estul Europei. La Brașov Indoor Cup au terminat pe locul 14 din 40 de participante. Un turneu reușit, cel de la Brașov, mai bine ca și anul trecut, cu toate că eu și eu cel puțin, sau noi să zic ca și suflare, Sporchis Drobeta ne dorea mai mult. Însă este un loc bun, un loc 14 din 40 de echipe. Poate am avut și puțin neșansă și aici mă refer la un lucru, acela că doar pentru un gol puteam evita Sparta București, echipa care a și câștigat turneul de la Brașov, și atunci puteam evita doar pentru un gol. Jucam cu altă echipă, o echipă mult mai accesibilă, intram în primele 8, dar șansa face parte din joc. Nu avem ce să comentăm. Deci o evoluție bună și acolo o experiență din care copiii cu siguranță vor avea de învățat. Până la urmă, ambiția, eu le spun tot timpul, ambiția face diferența, pentru că talent au. La sfârșitul lunii februarie și grupa 2004 va merge la turneul de la Poalele Tâmpei. Anul trecut, severinenii au reușit performanța de a se clasa pe locul secund. După ce i-au adus pe Axinte, Ropotan, Antal și Răuță, gorjenii au obținut semnătura lui Gordan Bunoza după ce fundașul și-a terminat contractul cu Pescara. Fotbalistul de 27 de ani a semnat un contract pe un an și jumătate cu gorjenii. Bosniacul are un titlu de campion al Poloniei în 2011 cu Wisla Cracovia. A evoluat cu formația poloneză în UEFA Europa League în 2 partide și are în palmares și 12 prezențe la echipa națională de tineret a Bosniei. În total, în perioada 2010-2014, cât a evoluat pentru Wisla, Bunoza a jucat 70 de partide pentru campioana Poloniei. Anul trecut a evoluat și la Dinamo București pentru jumătate de an. Bunoza a fost al 5-lea transfer pentru gorjeni, unul reușit chiar înainte de reluarea campionatului. Pe locul 5 în clasament, cu 40 de puncte, gorjenii mai au nevoie de un singur punct pentru calificarea matematică în play-off.